Hai noroc! Astăzi sunt la Tulcea. Sunt momentan într-o cameră de hotel la Tulcea. E aproape miezul nopții. Am un spectacol aici la un bal de boboci la un liceu de aici din Tulcea. Da, e puțin ciudat că e la miezul nopții. Și în caz că vă sună familiar Tulcea, asta este pentru că am zis într-unul dintre film. Și am zis asta pentru că eu, în acea zi când am scris chestia aia, eram în drum spre Tulcea. Eram în drum spre Tulcea crezând că merg la spectacolul pe care l-am acum, doar că nu era atunci, era în luna următoare. Eu în octombrie eram convins că e noiembrie și în noiembrie credeam că urmează octombrie. Am încurcat lunile și odată am urcat într-un taxi să mă duc spre Tulcea la autogară și am realizat în timp ce eram în taxi că nu era data corectă, că trebuia să mă duc luna viitoare și doi, trebuia să merg la Cluj unde mi-am luat bilet de avion din timp, doar că din nou mi-am luat pentru luna greșită. Na, asta se întâmplă când nu știi calendarul. Poate că ar fi cazul să-l învăț, știu atâtea chestii inutile. Poate ordinea lunilor ar fi ceva ce e chiar util. În fine, astăzi sunt la Tulcea să fac show-ul pentru care am zis că mă duc la Tulcea prima dată. Mâine voi vizita puțin Tulcea și vom mai filma puțin pe acolo. Între timp, facem show-ul. Gata, e a doua zi, am avut ieri spectacolul, a mers super. Singura chestie că a început pe la 2 numărul meu. Fix pentru că a început așa de târziu, am rămas peste noapte aici și acum sunt în hotel și mă pregătesc să mă duc prin Tulcea, nu știu, să vizitez și eu ce e prin Tulcea. E ceva din interesant prin Tulcea, am înțeles că au un muzeu, e cu Delta Dunării, na. Trebuie să fie ceva relevant legat de Delta Dunării. Am ajuns la Muzeul Natural despre Delta Dunării. Astăzi o să învățăm despre Delta Dunării puțin. Cred. Iată-ne! Asta este centrul Deltei Dunării. Centrul Delții Dunăre? Golful Tulcea. Aici e Tulcea, aici suntem noi. Peninsula Dunăvăt. Ismail ăsta e în altă țară sau e tot la noi? E în Ucraina. Avem acolo o hartă cu diverse indicatoare și aici avem un panou de control. Ce vrem? Vestigii medievale. Alea sunt. Vestigii bizantine. Vestigii romane. Vestigii grecești. Vestigii getice. O mulțime de vestigii. Uite și diferitele canale. Uite ce fain. Pe acolo. Sau pe acolo. Sau pe acolo. Sau pe acolo. Asta se învârte în cercuri, nu știu care e problema lui. Mă lasă astea. Ai văzut că aici au oale? Orice muzeu în care am fost vreodată are și oale. Eu și cu pelicanii mei. Yeah. Uite o gâscă. E lebădă. Hai să nu fim rasiști împotriva gâștelor. A, uite acolo gâscă. Mai e și gâsca aia, pe aia n-am văzut-o. Lasă-l mă în pace, mă. Ce ți-a făcut, mă? Lasă pasărea în pace. Uite un șarpe. Aveți grijă la șarpe, vă pune să mâncați mere. Uite alte gâște pe aici. Uite o gâscă mistreață. Ce e asta? Mamă, tu ai văzut bufnița asta? Uite cât de mare e. Dar tu vezi cum se cheamă? Nu zice bufniță, îi zice buhă. Uite un mistreț mare, uite o gâscă de copac. Și acolo în spate un lup. Ce de gâște aici. Asta zice că este un cuib de viespe europeană. Eu nu știu ce-i trebuie atâta cuibul unei singuri viespe. Unei singure viespe. Scrie cuib, viespe la plural. Cred că e la singural. Ulm multisecular. Asta pentru că trăiește mai multe secole. Probabil, altfel de ce s-ar chema așa. We'll be right back.
creșterea asta a murit acum 100 de milioane de ani și urma lui încă rămâne în piatră. Dar pentru mine este fascinant să te gândești că asta are 100 de milioane de ani. Vă dați seama? Mai erau 40 de milioane de ani până să dispară dinozaurii când a existat peștele ăsta. Și mai e unul și acolo. Da, nimeni nu interesează de ăla. Aproape că am terminat vizita la muzeu, mai avem un singur etaj și anume acvariul. Ce faci, bă? Uite cum se uită în ochii mei, tu vezi cât de insistent e? Ce mustăcioare are! Uite altul aici, este și mai mare. Nu pot să cred că e real. Uite puțin la el, pe ăsta nu-l interesează. Absolut nemișcat, nu-l interesează nimic. Ce treabă? Pești din Amazon. Ziceau pești din Amazon la Delta Dunării, da? Și poate vezi ce colorat e? Poate aia roz. Seamănă cu aia de mai devreme. Mustățile astea. Bă, la ce-o fi evoluat cu mustățile astea, oare? Ca să simtă prin apă, probabil. Stai că l-am supărat. Hai, chill, prietene. Cred că-l deranjez cu ceva. La pești e valabilă chestia aia ca să nu te uiți în ochii lor, că se simt amenințați? Sau e doar la gorile? Și la țigani? Hai, nu faci ce glume cu ce? Vreau să fie bun de mâncat ăștia? Fac icre. Fac icre? De acolo zic. Deasupra mea sunt sub un pește. Când în viața ta e fost vreodată sub un pește? Care înoată. Doamnă și domnilor, rechinul! E cam anticlimactic. Îmi pare foarte înfiorător. Zici că are un cuțit înfipt în spate. Da. Păi a înjunghiat cineva rechinul. Poate este un murder mystery de ăla, trebuie să aflăm cine a ucis rechinul. Eu cred că a făcut-o Bibanu. Dacă mă întreb pe mine, a fost Bibanu. Prietene, hai și tu că am plătit bilet. Arată-mi și mie colții puțin. De cât de glat e asta. Ne spui și un banc. Se zice un banc pe bancă printre bancurile de pești. Deci care frunte de om supărat, de rus sau ceva, nu știu așa. Ce proeminente are trăsăturile. Ăsta e simpatic. Ăsta e din... Nemo. Din Nemo, e ăla care își pierde memoria, nu? Aia. Da. Dory. Dory, jucat de Ellen DeGeneres și sunt câțiva. Ce simpatic e ăsta. Doamne, cât de colorat e, zici că e făcut de Adidas sau ceva. Uite ce design are. Deci mă jur că suntem în Finding Nemo acum. Uite-l pe ăsta ce față poate să aibă, cât de haios arată. Și designul ăla de pe coadă, de pe spate, cu toate liniile alea. Cum ajunge un pește să arate așa? La ce Dumnezeu i-a trebuit? A fost ăsta un avantaj evolutiv. Frumusețea este întotdeauna un avantaj. Da, dar frumusețea e subiectivă, ni se pare nouă frumos. Uite ce? Pare că are micuța răstă de el așa.
Da, uite-l și pe ăsta. Uite ce buline are, Doamne, zici că e de Versace sau uite ce design! Cine s-a gândit să-i dea designul ăsta la peștele ăsta? Uite cât de complicat, câte secțiuni diferite. Și uite-l pe ăsta, uite asta zici că e chipset, zici că este o componentă a unui calculator, tu vezi? Ce design are. Wow! Mamă! Băi, știți că e filmul ăla Finding Nemo, ăștia sunt peștii lui. Asta ar fi gen familia lui și ăștia îl caută unde este Nemo. Este fix aici. A ajuns cumva în acvariul ăsta. Cum a plecat de acolo și a ajuns aici, nu știu, dar e clar. Gata, mister rezolvat. Trebuie să sunăm la Disney să ne dea niște bani. Cred că e o recompensă dacă nu este, nu știu, sigur. Cum ai văzut? Este o cadă plină de țestoase. Aia adică stă singură acolo sub apă. Dar zi-mi ce fac ăștia, crezi că e o orgie de testase? Nu știu ce să scriu. Scriu foarte interesant. Am învățat multe. Topo. Gata, asta a fost aventura mea în Tulcea, la Balul Bobocilor, la Muzeul Deltei Dunării. A fost foarte frumos la muzeu acolo, surprinzător de fain. Chiar mi-a plăcut. Acum mă îndrept înapoi spre București, unde o să învăț și eu de viața mea. Ia uitați ce de eoliene. O grămadă de muriști. Poate ar trebui să mă duc să mă bat cu ele. Ha! Don Quixote joke. Pa, pa!